Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascapers, sunt Flaviu. În episodul acesta din seria dedicată sculelor cu care facem mentenanța, voi prezenta cu ce anume curățim sticla acvariului, ce alternative de a răzui algele avem de pe sticlă. Rămâneți până la capăt să vedeți care vă place mai mult, care vi se potrivește mai mult și care este mai rapid și mai util pentru nevoile voastre. Unul dintre primele lucruri pe care le facem când începem mentenanța, v-am mai spus, o prin filtru ca sporii algelor și mizeria care o răscolim să nu ajungă în filtru, să nu se depună pe substrat din cauza curenților, ci cumva să plutească prin masa apei și noi să putem, la final, când scoatem apa, să o aspirăm pe toată sau mare parte din acea mizerie. Al doilea pas, după ce am oprit filtru, este să curățim algele de pe sticlă. Și pentru asta avem nevoie de un răzuitor de alge. Răzuitorul de alge poate să fie de foarte multe feluri, poate să fie din acela cu magnet. Nu mai am, prin casă le-am dus în pivniță pentru că mie nu-mi sunt foarte utile. În schimb, la criez mai folosesc, sunt comode și cu puțină atenție sunt și sigure. De ce spun sigure? Pentru că dacă nu sunteți atenți, e suficient să prinzi o granulă din asta mică de nisip între magnetul care curăță sticla și sticla și să zgârie toată sticla fain frumos. Deci trebuie mare atenție. La fel se poate întâmpla și cu burete, la fel se poate întâmpla și cu tipul acesta de răzuitoare de alge. Ai prins un pic de nisip când te-ai dus în jos, când te-ai întors în sus, ai zgâria sticla și ai nenorocit-o. Metalul este mai moale decât sticla, metalul niciodată nu va zgârea sticla, în schimb nisipul este mai dur. Așa că trebuie mare atenție și cu o plasă când încerci să prinzi pești, poți, dacă ai nisip pe ea, să zgârii sticla. Trebuie foarte mare atenție. Preferatele mele sunt aceste răzuitoare, T-Handy parcă le spune, au formă de T, sunt de la JBL, se găsesc lame interschimbabile. Lama în sine are două părți, cam așa arată o lamă. Vedeți, am scos afară interiorul, miezul. Întoarcem lama pe cealaltă parte ca să vedeți cum se procedează. Și o reintroducem în locul ei, asta e cam ruginită, ar trebui să o schimb. Nu arată foarte bine. Dar așa, cât să înțelegeți principiul de funcționare, este foarte bună. Bun, am pus-o pe partea cealaltă, asta e și ciobită un pic, ne-am avut grijă de ea, probabil l-am dat într-o piatră. Asta e modelul simplu, pentru acvarii mici, pentru acvarii, să zicem, până la 200-300 de litri. Dacă trecem peste 300 de litri, automat dimensiunile vor fi mai mari, fie înălțimea va fi foarte mare, fie profunzimea, lățimea acvariului va fi foarte mare și atunci un răzuitor din acesta, oricât ne întindem noi mâna și oricât de lungan suntem, nu ajungem până în colțul cealaltă al acvariului și atunci avem nevoie de un model mai lung. Acest model mai lung folosește aceeași lamă, deci dacă ne cumpărăm un set de lame, putem să alimentăm ambele modele de răzuitoare. Oricum, o singură lamă ne ajunge vreo 3-4 luni, deci nu trebuie schimbate neștire și un set de rezerve vine cu vreo 10 lame. Ambele modele au și un capac de protecție. Odată am pus în găleată răzuitorul și când mi-am băgat mâna în găleată am uitat să pun capacul și m-am tăiat. Deci e bine să puneți protecțiile. Când ai foarte multă treabă, fix atunci se întâmplă mic accident, așa că trebuie prudență maximă.
Le vom pune și pe acestea deoparte. Alt model de răzuitor de alge este mult mai fin, mult mai pretabil pentru genul acesta de aquascape în care locurile sunt neaccesibile și atunci nu putem să introducem un răzuitor din acela mare. Acest model are și avantajul că este lung. Este o copie fidelă a unui model făcut de ADA. Funcționează cu lame de barberii din acelea model clasic vechi, cum erau lamele de ras pe vremuri, dublu. Deci la asta se poate întoarce pe cealaltă față pentru a fi ascuțit mereu tăișul. O spun copie fidelă pentru că am comandat la magazinul meu preferat, dar până când a ajuns modelul oficial, a ajuns mai repede copia făcută din China de pe AliExpress, așa că ne-am mulțumit cu ea. Un alt model, destul de ieftin, destul de rudimentar, este acesta. Cred că de firma Voyu este făcut, nu știu exact. Are o lamă complet neascuțită, deci ea este teșită, este perfect dreaptă, nu e tăioasă. Dar acest cap este interschimbabil și se poate pune un alt cap care are un burețel. Se apasă așa pe buton și este, asta e foarte zdravă în înțepenită, nu o mai scurt, oricum nu am la îndemână celelalte capete. Se poate pune un burete cu două fețe, se poate pune un alt model de burete care urmărește curbura sticlei. Util și ăsta pentru anumite situații, că dacă nu îl aruncam. Dar are un mâner lung, e solid, nu e foarte ascuțit, dar pentru anumite alge merge și acest model care e bond. E bun și ăsta la casa omului. Mai avem și modelul ăsta cu lamă curbă de la Tetra. Capul este articulabil, deci el urmărește sticla, așa că poți curăța sticla din absolut orice unghi. Are acest avantaj că îi poți da din mai multe unghiuri. Cred că tot așa am câștigat o premiu la un concurs, dar acum s-a cam tocit lama, nu știu dacă se găsesc capete la ea. Eu îmi fac foarte bine treaba cu celelalte modele pe care le am, așa că nici nu m-am interesat foarte atent să-mi cumpăr alte lame pentru modelul ăsta. Dar e bun și ăsta. E un model foarte eficient, bine gândit, cu articulația asta merge. Chiar se poate folosi cu succes. Oricare dintre aceste modele, practic, îl ai, ți-ai făcut treaba, nu trebuie să le ai pe toate ca mine. Eu nu sar cu aschetă, mă duc la clienți, am nevoie de versatilitate, de să pot, în funcție de situație, să fac ce e nevoie, dar oricare dintre aceste modele, îl cumpărați, îl ok. Vă faceți treaba foarte bine cu el. Apropo, sper să vă placă noua mea ținută. Am cuvântul aquascaper tatuat pe burtă. Am voi o să mă judecați dacă sunt, nu sunt aquascaper, voi decide treaba asta. Dacă mă ridic la acest rang, să trecem mai departe.